Salutare, prieteni! Am primit ordin de la împărăție să cumpăr un telefon clasic, dumb phone, cu taste mari, cu ecran mare, care să țină bateria, să fie ieftin și implicit să reziste abuzul împăratului șef. În mare deja am descris acest telefon. E Kyliv Classic Phone Q4359. Specificațiile principale, știe dual SIM, are o lanternă mică acolo și știe alarmă. Mai multe specificații avem în spate, inclusiv în limba română. Știe 2G, are și o cameră, știe radio FM, asta e ok, redă video și muzică, dar le redă execrabil, video execrabil, camera iarăși e execrabilă, pe partea audio chiar e ok. Pe partea audio chiar e în regulă. Bun, haideți să-l desfacem. Pentru cine nu știe, Kyliv este brandul Aushan de electronici. Mi-am permis să scot accesoriile, să trecem în revistă accesoriile, niște căști simple, ieftine de plastic, dar atenție, pe micro USB, încărcătorul la fel, sunt făcute în China. Toate chestiile astea sunt făcute în China. Asta e și motivul pentru care sunt ieftine, dar sunt ok. Constructiv, calitativ, chiar sunt în regulă. Chiar îmi place telefonul cum arată, plasticul. Aici puteți vedea tot telefonul. Aici avem încărcătorul. Încărcătorul este de 1500 de mAh. Asta ține mai bine de scrână și pe 2G. Puteau totuși să bage un 3G înăuntru. Astea sunt cărțile cu care vine telefonul, descrierea telefonului în mai multe limbi. Aici avem și limba română. Bun. Îmi place foarte, foarte mult acest capac. Atât de bine se încheagă și se prinde de corpul telefonului. Îți trebuie o unghie să îl desfaci. Dar e solid. Face corp comun cu telefonul. Foarte ok capacul ăsta. Foarte, foarte ok. Așa arată telefonul. Cardul microSD, o să bag un card microSD. Telefonul nu are deloc memorie. Nu poți să faci nici măcar o amărâtă de poză fără un card înăuntru. Ok. Cum ziceam, camera e execrabilă. Nu cred că e VGA. Difuzorul e în regulă. E ok. Pentru senior, pentru hands-free e super ok. Încă o dată, capacul ăsta spate, care îmi place la nebunie, cum se îmbină. Îl pornim. Și pornește. Și gata, a pornit. Nu am niciun SIM înăuntru. Să trecem foarte pe scurt în revistă tastele. Așa arată. Scrisul, super ok, mare. Meniu. Meniul poți accesa apăsând butonul pe care e pictograma de lanternă sau pe butonul dedicat. În fine, să vedem și lanterna. Dacă apeși lung, se aprinde lanterna. Iar așa apeși lung, se stinge. Bun. Meniul e mega simplu. Mesaje, agenda, centru de apelare, administrator fișiere, multimedia, unde ai camera, redare, radio FM, lanterna încă o dată, setări, profilurile audio, setele de telefon, chestii uzuale. Avem un organizator unde ai jocuri, calculator, calendar, alarmă, jocuri, un singur joc, F1. Încă o dată un joc pentru seniori, pe cuvânt, cred că a fost gândit doar și doar pentru bătrâni, dacă am ieșit de tot. Bun, eram la organizator, are și servicii, știe internet pe 2G, îți crește barbă. Și la administrator fișiere am aici ceva muzică, să auzim. Eu zic că e ok difuzorul spate, chiar e în regulă. Să punem ceva mai... Bun, gata, ajunge. Camera, să vă arăt
să vă demonstrez, camera e execrabilă, pe cuvânt, e îngrozitoare. Și asta că e scrisul mare. Unde e scrisul mai mic sau ceva, e... Nea, nu merge deloc. Aici am și filmat ceva, nu, asta filmează. Deci camera nu e bună de nimic, e numai ca să fie acolo. Iarăși puteau să mai bage, să facă un mic upgrade la cameră. Da, na, probabil că dacă ar fi știut telefonul 3G și ar fi avut o cameră ceva mai potentă, sărea de prețul de 105 lei și n-ar mai fi fost atât de atractiv. Culoarea e bine aleasă, plasticul e plăcut la atingere, nu e un plastic din acela ieftin. Chiar se simte că nu e un plastic ieftin, nu știu ca să mă înțelegeți. De exemplu, la căști se simte și se vede că e un plastic ieftin. Asta nu, asta e în regulă. Și la... Ați văzut cum am tras și am deschis de capac? Nu a lăsat urme. Asta e, un telefon clasic, dual SIM, pentru seniori sau pentru cei care nu vor foarte multe. Cum îmi place mie să zic, împăratul șef nu știe să se adapteze la cerințele vremii și rămâne în bula lui temporală. Numai bine!